să-și plătească legiunile, astfel că acestea sunt dornice de pradă. Le-am dat salarii prea mari și n-au mai putut să le acopăr după aceea. Prima care atacă este legiunea 5-a Macedonica, care ajunsă la tape, se întâlnește cu arcașii sarmați, aliații dacilor. Romanii trebuie să se dispună într-o formațiune defensivă care apără de săgeți. Sarmații și-au terminat săgețile și se retrag în spatele fortificației pregătite de daci. Și romanii se vor retrage și ei, în timp ce a doua legiune se îndreaptă spre fortificații. Vedeți ce strategie inteligentă adoptă romanii, în timp ce o parte din trupe se retrage, cealaltă atacă. Evident, cu astfel de strategie nu putea fi stabilită decât de mine. Sau, cum o denumiți dacii, această strategie este un pas înainte și doi înapoi. Și acum să auzim publicul! Cu cine ține publicul din Hunedoara? Dacii sau cu romanii? Romanii! Cine ține cu dacii, să strigeme! Aude toată țara, că la Siberia e festival astăzi! Varză! Daci aruncă cu pietre, nu este varză, sunt pietre! Cel care crede că se spart ușor la impactul cu capetele romanilor. Dar săgețile dacilor sunt otrăvite. Romanii știu asta. De aceea se retrag din nou. Dacii, dacă observați acolo, în fața dumneavoastră, în stânga mea, au adus și o turmă de oi. Uite, de ce mai sunt trupele tactice de comandă, un camuflaj. Arati! Mușcătura lor este mortală. Așteptăm ca romanii să capete un pic de curaj și să atace. Romanii se regrupează, este nevoie de tactici, de discutarea modalității de atac. Nu se atacă oricum. Armata romană. Dacii așteaptă. Armata romană se vor modificarea cu forța de grupă, de unitate, de gândire, de strategie. Romanii se retrag. Se retrag pentru a da dacilor o speranță. Dar dacii trebuie să atace din nou. Pentru că dacă nu vine niciun român, trebuie să cade cât de mult din ei. Gata! Gata!
gata? Gata. Uniți-o căpetenie, dragi prieteni. Da, prefericirea ta. Victorie! Această mare victorie va intra în analele Romei. Victoria își va aduce aminte peste 2000 de ani. Cum dacii au căzut. Așa se comportau romanii atunci când câștigau bătălii. Se retrăgeau de pe câmpul de luptă. Ai văzut? Atât de bine astăzi! Pentru că ați luptat atât de bine astăzi, o să vă măresc soldele. Atunci când histeria puterului îmi va permite, o să vină și plătesc. Uite că vină!